Bun găsit, doamnelor și domnilor! De la această oră suntem în direct cu dumneavoastră și invitatul meu, Alexandru Hortopan, este un tânăr arhitect care este și consilier județean. A intrat de curând în politică, în Partidul Național Liberal și iată rezultatele, să spunem așa, probabil a muncii lui din spate au făcut să fie nu numai ales, dar și apreciat în domeniul său. Vă spun, bine ați venit în emisiunea noastră. Sunteți și profesor aici, la unul din liceele. La liceul de profil, cu secția de arhitectură. O secție mult comentată în ultima vreme, care sperăm că până la urmă... Vom vorbi și despre aspectele de acolo care au durut puțin... Să o spunem pe dreaptă, dar pentru început, având în vedere că expunerea publică a dumneavoastră nu a fost destul de promovată, având în vedere că și în campania electorală ați avut doar câteva apariții, o să vă las să faceți o scurtă prezentare. Având în vedere că tinerii sunt și cei care mai puțin au mers la vot în această din campanie păcate. Electorală față de alte dăți. Este o mare problemă asta cu tinerii. Pe asta am ajuns și în campanie. De obicei am încercat să vorbesc cu tinerii lor, m-am adresat, pentru că de la ei am cele mai mari așteptări. Și cum am de la elevii mei, asta le povestesc tot timpul, mă aștept ca generațiile ce vin tot timpul să fie mai bune și ele să dicteze viitorul și să învețe din greșelile noastre. Și din păcate nu așteptam să fie atât de mare lipsa tinerilor la vot, au fost foarte puțini și mai ales în municipiu. În municipiul Târgu Jiu mă așteptam la o prezență consistentă mai mare, a tuturor. Se știa că ei mergeau spre seară la votare, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Au fost rezultate dezastroase, dar probabil că este și vina noastră, a celor care venim în fața lor, și se pare că nu a reușit nimeni să-i miște. Și ar trebui să fie un semnal clar de alarmă pentru următorii 3-4 ani, că acum este timp. Să fiți motorul pentru alții. Da, și să învățăm unde s-au fost greșelile și data viitoare să sperăm că îi convingem cu argumente clare. Sunteți un caz fericit, în sensul că, așa cum am spus, foarte repede ați fost promovat, sunt foarte mulți care muncesc mult într-un partid și poate nu ajung pe listă de consiliere așa de vreme. Da, din păcate, probabil că mi-am atras și niște antipatii, din păcate, cu treaba asta. Eu nu am intrat în partid să fiu propus pe vreo listă, nu am cerut niciodată, am mai spus asta și nu mai repet, pe nu am cerut niciodată nimic. Ați fost remarcat, că așa am auzit. Da. Nu m-am dus, nu am bătut la nimeni la ușă și nu am tras pe nimeni de mâine că să-mi dea vreo funcție, pentru că și așa am foarte multe muncă și îmi împart greu timpul și funcția de consilier îmi răpește mai mult timp și îmi rămâne cât mai puțin timp pentru mine și pentru familie și nu eram nebun să cer ceva care să mă încurce. Dar mi-am dorit să mă implic și asta a fost discuția mea cu Iulian, pentru că Iulian a fost motivul pentru care mă aflu aici. Domnul Iulian Popescu, care e consilierul domnului Cățu acum, unul din consilierii de stat. Am avut amândoi un plan comun și viziuni comune și asta m-a atras, pentru că altfel nu mă atragea în mod prea puternic politica. Politica nu se margine. Poate spune că e chiar frumoasă, un loc unde e cu ca un câmp de luptă. Cu cât mai mult în ea, cu atâta, nu știu, poate, sau o să învăț în timp. Deocamdată nu-mi place așa de tare, dar poate că în timp mă va atrage mai mult. Primele ședințe de Consiliul Județean cum au fost? Prima a fost cea mai șocantă, că mă așteptam la mult mai mult. După am început să mă învăț. Acum încerc să-mi fac temele, să mă duc cu temele făcute, pentru că mi se pare că probabil că o fi fost și pandemia. Poate o să se revină la niște ședințe. Da, poate toți ne recuperăm mai greu în toate domeniile. Mai disputate, pentru că mi s-a părut că multe lucruri au trecut foarte repede și m-am șocat cu de repede treceau niște lucruri și mă așteptam să fie mai mult dezbătute. Dar totuși sper să se revină la lucrurile astea și probabil este și situația. Faceți pentru că este o majoritate ceva? Acolo. Sunt în Comisia de Urbanism, că era și caz, era și, caz da. Și în Comisia de Turism și Sport, dar cel mai mult mă ocup de Comisia de Urbanism, unde pot să zic că mă pricep, am cunoștințe și tot timpul sunt acolo oaia cicălitoare că
am început să cer tot timpul detalii despre proiecte și... Ceea ce mi se pare normal. E să o să așa, să răci cei din primul rie, zic că, oh, da, în sfârșit, un consilier ne tot cere detalii. Dar și eu chiar vreau să-i ajut pe cei de la consiliu, că mai sunt lucruri care mai scapă, mai sunt erori. Și sper să le îndreptăm, sper să le ia în calcul, pentru că unele proiecte chiar mi se pare sunt destul de greșite și am atras atenția și asupra lor și sper să se ia măsuri, pentru că nu e ok și sunt banii tuturor în joc. Îmi spunea un parlamentar că i-a trebuit un an și ceva ca să se obișnuiască la primul mandat. Da, nu e ușor, alții vin cu experiență în spate și poate de-aia vi se pare că trec așa de repede, dar până la urmă, da, trebuie dezbătute, că de-aia te duci la comisie înainte da, de a le pune în plan. Aș fi sperat să nu conteze, să nu mai conteze acolo culorile și să fie cred că toți ne dorim același lucru și am cerut poate în campanii ca moderator și noi, că până la urmă suntem vocea străzii, ca indiferent de culoarea politică, acum că e pandemie și la toți ne e greu să uitați cumva voi politicienii de culori și de ambiții și de orgolii. Aici nimeni nu mai are mare nevoie problemă, mai ales că în Consiliul Județean. Bine, ca în toate consiliile, se creează o majoritate și după face o poziție de dragul de a face. Nu e așa. Opoziția trebuie să fie tot timpul constructivă. Da, bine, noi vă dăm posibilitatea presa să ieși și să spuneți unde sunt derapajele. Și aici este o mică problemă, pentru că, uite, eu nu mai văd presa la ședințele astea de consiliu. A fost invitată și n-a venit oare? Eu știu că tot timpul trebuie să fie presa acolo și dacă e invitată, lipsește cu desăvârșire presa. Înseamnă eu aș vrea invitată să văd o implicare mai mare a presei în treaba asta. Au fost comisii de dialog social acum 10 ani. Unii nu știu dacă mai există. Am mai întrebat. Nu știu să-mi spună. M-am uitat la alte județe în care sunt transmise ședințele. Da, și te lasă măcar 5 minute să iei oricine câteva poate aspecte. Să se implice să... și ar fi foarte frumos de ca această transparență să... Da, dacă n-ați văzut nici picior de ziarist, înseamnă că nu au fost invitat sau cine se mai filmează știe de cei din consiliu. Sau poate trimit ei comunicate apoi cu ce se discută acolo. Da, asta sunt până la urmă subiecte sensibile care ar trebui să ne intereseze mai mult pe toți, nu doar pe noi ca și consilieri, clar că ne interesează și că le primim și le discutăm. Au fost televiziuni care au și dat în timp util ședințe de consiliu local sau de consiliu județean, depinde. Da, eu zic că acolo unde este invitată, presa în general se duce. Acum chiar nu știu să eu aș vrea la toate. Ar fi ideal la toate, pentru că așa cred că s-ar face ales o poziție că e de mai interesantă. Nu? Două ședințe pe lună sau cazul una? Trei, depinde de ce. Trei este foarte rar. Nu, au fost în ultimele luni, au fost acum sunt online trei sau nu? Au vă fost două, sala trei, două, trei ședințe au fost online când a fost scenariul cel mai puternic. Da, poate dar și de asta am revenit la ședințele fizice. Mă gândeam de ce nu e presa. Poate și asta e unul din motive că nu, dar la cele fizice sper să fie din ce în ce mai prezente, să intereseze să intereseze pe toată lumea treaba asta. Care sunt cele mai vehemente puncte acolo care au intrat în dezbatere și au fost în discordanță cu ceilalți de la alt partid? Vă mai amintiți? Noi am avut la un moment dat ceva unde am avut eu de obiectat, de obiectat, da? Au fost la câteva lucrări, la reabilitarea spitalului, la reabilitarea unei case monument istoric, lucrări de intervenție, unde am atras atenția și s-au notat. Au fost luate în calcul spitalele, obiecțiile. Spitalele cred că toate au nevoie, că vedeți ce se întâmplă. Se reabilitează, se va reabilita spitalul de la noi, de la municipiu, și reabilitarea termică. Și acolo probabil că a fost o scăpare a celor care au făcut tema de proiectare, pentru că mie mi se părea o mică, mare problemă. De exemplu, zidurile la spital sunt de 40 de centimetri, chiar 50 de zidărie plină și se izolează cu 10 de izolație. Mi se pare foarte normal, se va dubla eficiența termică. Dar ferestrele se schimbă cu o tâmplărie de slabă calitate. Și am făcut o comparație așa mai din topor, o să avem zidurile Mercedes și tâmplăria Logan. Ar nu, trebui nu totuși să sincronizează, să se gândească lucrarea asta în ansamblu și dacă ce înseamnă tot facem un arhitect, eficiență, nu? Să da, o facem până la capăt și trebuie să că erau cerute de la început în caietul, acum e cu un pic cam târziu că e deja se atribuie lucrarea,
dar sper să, să mai găsească soluții, să se mai discute treburile astea, că ne apucăm de lucrări și e păcat să le vedem după în șantier problemele astea, pentru că dacă le vedem în șantier deja e mult prea târziu. Măcar acum sau să... Sau formă să stea nerecepționate că... Da, că s-a întâmplat sau au mai dispărut constructori, că se tot întâmplă da. Să dispară constructori și ne uităm la gropi și la lucrări stagnate. Aia e cel mai dureros. Bine, că până la urmă important este ca toate aceste și amendamente cu care vine fiecare să fie constructive. Să fie constructive. Atât. Că Târgu Jiu, târgujenii, de asta ne-au Oltenia, ne aleg acolo, să ne facem treaba să fim cât mai eficienți. Ce dezamăgire aveți vis-a-vis de... Ca să rămânem un pic în... De Consiliul Județean? Da. Să rămânem în spectrul ăsta acolo. Nu știu, eu mi-am propus și proiectele mele, am primit, cel puțin mă bucur că pe proiectele mele am primit sprijin de la domnul președinte și asta m-a bucurat. Asta ce e înseamnă proiectele mele? Am eu o listă de 5-6 proiectele care le am în cap, le povestim și pe asta dacă e cazul și m-am bucurat că au fost bine primite, nu mi s-a închis o ușă sau ceva, nu chiar de asta n-am de ce să mă plâng. De asta spuneam să ne dați exemplu, ca să vedem deschiderea tinerilor. Eu am câteva problemuțe ale mele care sper să se rezolve. Una e cu iluminatul trecerilor de pietoni. Consider o mare problemă și e greu să ieșim în alte județe și să vedem că sunt trecerile de pietoni iluminate noaptea. Și nu e o investiție mare, se face foarte simplu, poți să iei stâlpi în care se încarcă la soare. Solar, da. Și e foarte simplu și cred că am evitat foarte multe accidente. Și costurile le amortizez adică în timp, da. Nu e ceva foarte 60-70 scump. De milioane pentru o trecere de pietoni nu este o sumă mare și nu ar trebui făcute toate odată. Adică clar că s-ar putea... Și așa avem excedent în fiecare an. Cred că primele să fie la copii, pe unde sunt școlile, exact, pe unde... Eu nu știu trecere de pietoni, sunt foarte multe treceri, noaptea ați văzut, e o problemă mare. Și cred că ar fi atât de simplu să începem treaba asta. Un al doilea proiect de suflet așa este să ajutăm în păduririle, pentru că sunt ONG-uri în țară care se ocupă de treaba asta și nimeni nu le ia în calcul și tot timpul ne văităm că se taie. Și da, este o mare problemă cu tăierile ilegale, dar hai să mai și plantăm. Păi aici știți ceva, și protecția mediului greșește, în sensul că poate nu vine să dau amendă acolo unde constată că în locul unui pom tăiat nu s-a pus măcar un arbust, pentru că legea așa spune, asta, nu tai nimic până nu pui ceva în loc. Da, hai să plantăm masiv, pentru eu sunt în discuții s-a cu organizația. S-a România la greu, adică știm da. Cu toții cât am stat în casă în starea de urgență, cum... era nebunită rețeaua online de fel de fel de camioane care trăceau cu lemne. Bineînțeles, toți vedem problemele astea și... Multe cu acte, multe fără acte, că doar... Toți ne văităm de miros de ce se întâmplă. Și cu cine am putea face, cu elevii? Sunt ONG-uri în țară care nu au nevoie de sume mari, adică când am rămas că mi-e place. De ce sume mici. Când am vorbit cu ONG-urile și încerau, le-am spus de falcat să-mi spună de ce sume au nevoie și săraci nu îndrăzneau să ceară 200-300 de milioane și zic, păi, ca să plantăm undeva la 10.000 de arbuști într-o sesiune, într-un eveniment. Păi, scuză-mă, e o sumă infimă la cât bine poate să facă treaba asta. Bine, și aici ați văzut că în România se plantează în aprilie, că este luna. Păi nu, hai să da, facem se cu face cap și să avem și o parade de imagine. Un eveniment anual care chiar să plantăm. Și avem atâtea locuri în care se pot planta. Și domnul președinte a găsit niște zone. Ca să mai vorbim de comunele zone, care au probleme de se surupă malul și tot de la defrișări se trage da, și acolo. Numai râpe peste tot. Am mai identificat un traseu turistic pe biciclete, de biciclete, pentru că cred că mai este decât unul în țară. Este pe la Sighișoara și l-au făcut niște nemți și are un succes extraordinar. Și am identificat și o zonă de la Turcinești, poți să ajungi la statuia lui Mihai Viteazu, să treci pasul Vulcan sau să te întorci pe altă parte. Dar traseele astea de biciclete făcute automat în exteriorul drumului, să nu fie aibă treabă cu niciun drum, și să lege agropensiunile și toate pensiunile. Și uite, așa turismul mai renaște. Și iară cu investiții destul de mici. Am căutat să găsesc proiecte
proiecte necostisitoare. Necostisitoare, să nu zică că mă duc să atac bugetul. Frumos, să sperăm că auzim că se și implementează, mai ales că nu au costuri atât de mari și sunt și frumoase. Și am zis atunci când e vorba de împăduriri, da, și pe mine să mă sunați, îmi place. O zi, două, chiar e relaxare treaba asta, să mergem să plantăm. Dar ne-am obișnuit, așa cum am mai spus și mai devreme, ne ducem, facem o poză, el una pădurii, o marcăm așa cu un pom și o lopată și cu toate pozele, să vină toată lumea, măcar să-i motiveze treaba asta, să-și facă poze, dar să rămână copaci plantați. Da, și o altă problemă, că tot suntem în sfera asta a pădurilor, rămân gunoaiele și lipsa celor 7 ani de acasă, să zic ce s-a întâmplat așa pe Jiu? Adică Jiu ne trage alarme. Ne-a tras două alarme mari și da, este și evidentă problema. Nu cred ce-a că sunt singurele. Jiu. Nu cred că sunt singurele. Partea de fluviu, iar că avem e frumoasă Oltenia și când mergem așa la Orșova, tot timpul în partea dreaptă, când vine Cerna în Dunăre, tot timpul acolo sunt peturi. Adică nici nu vezi cerna de peturi. Știu că am mai ceva proiecțiile și acolo de pensiuni și am văzut ce probleme. Am fost la fața locului și am văzut probleme. Unii construiesc abuziv, nu îi interesează ce și cum și doar să construiască și după pică terenul pe ei și se miră de ce s-a ajunge la asta. Sunt reacții în lanț că și să construiești, să nu te controleze nimeni dacă ai autorizații, dacă ai avize, dacă, mă rog, asta e o altă temă a discuției care necesită ore în șir, nu câteva minute cât avem noi aici emisiunea din această seară. Bun, am vorbit un pic de politică, am vorbit despre ceea ce faceți în Consiliul Județean și vă felicităm că, iată, un tânăr care mai numai ce intră și are 4 proiecte e destul de bine. Am un de proiect bine. De suflet cu care am fost cu copii, cu studenții vara asta, cu ambulanța monumentului la Culașiacu și am dus acolo studenții să facă voluntariat la salvarea culei sau și-au muncit la acoperișul acela, s-a montat un acoperiș să se salveze monumentul istoric. Și am avut un parteneriat cu Electrica, de ne-au donat acele machete și au rămas Electrica, grupul Enel, au avut un proiect cu cule în lumină și au făcut cu studenții machete la culele din Oltenia, printre care este și Culașiacu. Și am reușit să-i convingem să ne doneze machetele și au rămas la Muzeul Județean, la Muzeul Brâncuș. Și am promis că o să ne implicăm și să restaurăm cula aceea de care s-a apucat ambulanța monumentelor și se pare că anul ăsta s-ar putea să intre Consiliul Județean în proprietate și dacă intrăm ca și proprietari imediat urmează să și facem un proiect și să restaurăm ca la carte, să salvăm acest monument. Asta va fi iar un lucru foarte benefic dacă salvăm. Chiar mă gândeam acum ce bine. Că sunt o identitate națională pentru noi culele și nimeni nu. Fără tradiție și cultură suntem ca și oameni fără identitate, despre ce vorbim. Dar mă gândeam acum, vă urmăream ce frumos e că elevii dumneavoastră pe lângă teorie, că arhitectura e grea, nu poți să spui că e ușoară. Ne trebuie toată viața, niciodată nu terminăm. Da, dar uite că i-ați scos și cu tot COVID-ul, cu toată pandemia i-ați scos și la practică. Bineînțeles. Mai bine decât practica, nu cred că absolut te ajută ceva. Haideți să ne vorbim și despre ceea ce s-a întâmplat la școala dumneavoastră, pentru că au fost în spațiu public foarte multe semnale de alarmă, să le zic așa, pentru că inspectoratul la un moment dat a vrut să renunțe la o clasă, părinții, profesorii s-au mobilizat, elevii să nu. Cifra celor care vin nu se știe încă dacă e mai mare sau mai mică, dacă trebuie păstrate sau nu cadrele didactice, dacă vor mai fi atâția elevi, dar pe de altă parte, iată, se vorbește despre reducerea numărului la clasă și tot vei avea mai multe clase. Oricum mai dau, nu cred că pandemia asta te mai lasă de acum încolo să pui 30 de copii într-o clasă. Când uite Și pe ce termen s-o întinde, că nu știi nimic. Și normal, nimic. Mi se pare foarte corect și cred că și educația s-ar face mai bine cu mai puțin. Eu fac și meditații și am văzut și cum lucrez cu copiii. Mi-e simplu să simplu. Sunt mult mai productiv când am un grup mic. Nu poți să te împarți, la să 30. Spui că te împarți la 30 într-o oră. Cum îi scoți la tablă? Serioși. Bineînțeles. Nu, da, cu cât vor fi mai reduse grupurile, cu atât va fi mai. Se supere. Pe mine e vina domnilor directori care au permis așa ceva. Da. Nu știu. Noi la liceu și așa aveam, că lumea n-a știut
nu știu deloc situația reală. Noi aveam o clasă care era împărțită în două. O jumătate de arhitectură, jumătate de pictură. Deci nici măcar nu aveam o clasă întreagă. Era o grupă de maxim 15, de obicei 14, maxim 14 elevi. Și pe mine m-a deranjat foarte tare că în spațiu public și doamna, fosta doamnă inspector și alți oameni neavizați m-au făcut afirmații la adresa acestei clase fără să aibă măcar habar, să fi călcat acolo sau măcar să ne lase să expun. Eu m-am dus la Consiliu și am fost la Inspectoratul Județean și m-a lăsat o oră afară și nu m-a primit. Când am binevoit să mă primească, să-i explic situația și asta m-a deranjat și mai tare, m-a înverșunat. În acea clasă, eu am preluat-o acum 4 ani. M-am dus pentru că și eu am făcut același liceu și mai sunt și alți arhitecți ca mine care au făcut liceul ăsta. Și ne durea că nu puteam să ajungem la o facultate de profil, că clasa suferea pe treaba asta. Și mi-am promis că atunci când termin, vin să pregătesc, să lucrez în acea sală. Am preluat, se poate vedea și pe pagina mea de Facebook, cum am preluat o sală și cum arată după 3 ani. S-a schimbat totul, de la mobilier, de la obiecte, profi de lucru și așa mai departe. Vă țineți ideea că mi se spune să luăm repede publicitate și revenim, de aici, stimați spectatori, de unde am rămas. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex, poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj. Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag! Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764-882-844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate.
Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253213406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorașe auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Comercială Agrofil Iris SRL arendează, cumpără terenuri agricole, prestează servicii agricole și achiziționează cereale pe raza comunelor Bălești, Telești și Câlnic. Arenda se dă în funcție de calitatea terenului. Relații la telefon 0759 551 171 sau 0723 006 675 și la adresa de Gmail agrofiliris@gmail.com. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Revenim așadar în direct cu domnul Alexandru Hortopan, arhitect și consilier județean și profesor, și vorbeam puțin mai devreme despre problemele iscate în urmă câteva luni acolo la școala unde sunteți și profesor și cât de importantă e clasa, spuneați dumneavoastră. Bineînțeles, sunt, probabil că toată lumea a văzut că sunt foarte puține clase de profil. Nu doar la noi, în toată țara. Sau au dispărut rând pe rând o grămadă de specializări. Și noi la liceu mai avem 4, nici astea multe, și cred că fără de niciuna nu se poate. Nu poți să zici că te lipsești de muzică sau te lipsești de teatru sau de așa mai departe. E clar că trebuie să se renunțe și să se taie de niște lucruri, că am înțeles cu clasa 0, că o să fie mai puțin copii și așa mai departe. Asta iar vi s-a părut că... nicio problemă cu asta, le-am înțeles. Am pierdut, dar așa spun eu. Nu știu dacă toate mămicile, profesorii sau învățătorii sunt în asentimentul lor. Dar de la nu se va reveni. Vor fi, păi, și atunci și filmul a fost cobai. Ce Dumnezeu, în fine. Nu putem să renunțăm la niște lucruri așa de simplu. Și mi se pare că problema a fost tranșată așa din exterior, fără să se cunoască, fără să... Să se facă o analiză, practic. Ăștia-s copii cu veleități. La un moment dat, doamna inspector dădea vina chiar pe mine. Zicea, ce, că nu este profesor titular acolo? Da, nu mi-am dat titularizarea pentru că nu m-a interesat treaba asta. Eu nici nu m-am dus vreodată acolo pentru bani. Pentru mine acolo e doar
hobby și pasiune. Am un birou din care trăiesc, muncesc acolo și tot timpul trebuie să renunț la birou ca să pot să mă duc la școală. Și am pus suflet, avem rezultate, avem... Ați refăcut o clasă, nu? Care ați luat-o... Ai fizic material, care dacă ar fi venit probabil cineva acolo, măcar o vedea și ar fi văzut fizic schimbările. Dar hai să ne uităm și în ultimii 3-4 ani câți copii am dus la facultate. Câți ați dus? Peste 30 și ceva, i-am enumerat, am o postare pe Facebook la și am enumerat. La arhitectură, bravo! Și nu cred că e așa de ușor să ajungă la facultatea asta. Păi nu, am spus că e foarte grea și mulți ani. Și am în Anglia, am în Danemarca, am absolvenți de Danemarca. Bravo! Am în Timișoara, în Cluj, în București, toate facultăți. Și vine cineva să spună că nu avem nevoie de secția asta și că nu are rezultate și că nu sunt oameni de specialitate acolo. Păi, vă rog, prima dată veniți să ne cunoașteți și după aia faceți afirmații. Sau măcar când venim noi să vă prezentăm situația, să ne primiți. E de bun simț. Da, pe undeva probabil că o divinitate acolo sus a văzut și a îndreptat lucrurile. A conspirat universul. Da, și s-a rezolvat așa. Nu, dar dacă stau să ne gândim ce a însemnat și lipsa arhitecților de-a lungul vremurilor. Păi se vede cum și arată, aici, asta simplu, zic, cum arată orașele, cum arată comunele, cum arată... uite, astăzi am văzut că mă tot uit ochiul la Bolojan în Oradea, da. Că îmi place ce văd. Măi, frate, și pusă o poză azi dimineață cu niște clădiri, era așa nici dimineața, nici seara, mijloc de ziua. Oradea, la un moment dat, arată de zici că nu e din România. Da, exact. Multă lume compară Oradea. Cu atâtea luminițe, zic, Doamne, păi la noi la Târgu Jiu chiar sunt câteva edificii care arată super bine, în afara bisericilor care sunt super frumoase din decembrie, în coadii noiembrie, nu mai știu. Da, deci câte nu se pot face. Bineînțeles, problema e că... sunt puțini arhitecți în Târgu Jiu, se întorc foarte puțin tineri. Puțin, și majoritatea și plecați. Volum de muncă este, Dumnezeule, cu nemiluita. Chiar e de muncă pentru toată lumea în domeniul ăsta și sunt prea puțini. Și de asta probabil că se și ajung la eșecuri de genul ăsta, că sunt foarte multe failuri. Dacă reușim să trimitem în primul rând ca să aibă ce să se întoarcă, că aici dacă era problema se că se duceau foarte... Nu, dar se și duceau puțin. De asta sper că acum, ducând... cu zecile, la un moment dat se vor mai întoarce din ei. Da, da, da. Și o să am colegi aici și o să se vor schimba lucrurile. Contează foarte mult, mai ales dacă ne vrem un oraș cultural, unul turistic. Păi măcar pe asta să mai marjăm, că multe se duc, știți că au fost primării care le-a interzis cetățenilor care își construiau case să le facă în fel de culori. Adică spuneam da, așa... Da, este normal. Asta spune să se întâmple prin pugul ăla. Că dacă facem pugul, dacă actualizăm odată pugul și este făcut cum trebuie ca la carte, normal că se va da o paletă cromatică. Normal, sper să fie normal și să se dea o paletă cromatică. Ne place când mergem în Austria, Viena. Să ne oblige să ne raportăm la niște reguli. Pentru că e greu să-i educi pe oameni să înțeleagă că fațada nu este a lor. Fațada este a orașului, este a tuturor. Dar cred că nici nu știu foarte mulți. Păi asta chiar e problema... Chiar nu știu, credeți-mă, nu știu. Știți e care casa este... mea. Păi da, dar sper să ajung și eu în punctul în care dacă nu un beneficiar când vine la noi să-i facem ceva, trebuie să ne mai și asculte. Nu doar că, mamă, asta vreau și punct. Și... dacă eu îl refuz, sunt alții care îl acceptă și nu e ok. Trebuie să devenim noi uniți ca breaslă și să ducem lupte, să educăm schimbați oamenii. Schimbați mentalitatea să, până să la înțeleagă urmă. Că nu se face așa și voiam să vă nici lor nu le place când merg pe stradă, nu? Că așa, o paie din ochiul altuia îl văd. Da, hai să ne uităm fiecare la noi în ogradă. Voiam să vă întreb și de Rânca. Că arhitectural acolo e dezastru. Da. Cel puțin dacă noi, cei care suntem turiști și mergem acolo, ne place, că ne place muntele și eu nu văd defectele pe care dumneavoastră acolo este le-ați doar privi un, așa în primele două secunde. De locuri de cazare. Este un mastodont așa care tot a crescut, s-a dezvoltat haotic, nu are nicio idee, nu are nicio... A fost punctul de atracție în României anul ăsta. Ca număr, sunt convins că la ce cozi au fost și la mai mult au stat oamenii în mașină decât pe pârtie. Marele zid chinezesc noaptea cu atâtea luminițe, șerpuind. Dacă o să facem așa cu o dronă să se vadă toate luminițele, va fi frumos. Am circulat o fotografie. E crânce ce se întâmplă acolo. Mie nu-mi place Rânca, mă duc la Rusu, mă duc altundeva unde e mult mai multă liniște și mai un pic de pârtie. La Rânca, din păcate, nu poți să zici că te duci pentru munte. Da, te duci
pentru a fi în mii aia sau miile alea de oameni care stau la coadă și se îmbulzesc. La stațiune nu pot să-mi mai spui că e stațiune. Nu știu, Rânca e pentru mine un mare eșec. Și e păcat că se lasă atâtea construcții neterminate. O grămadă de construcții care zac așa. Ia le mă concesiunea, pune-i pe alții care le termină. Nu stăm să ne uităm la niște hidoșeni. Mari hidoșeni acolo. Despre că tot vorbeam de mentalitatea românului în materie de arhitectură. Când vin la dumneavoastră că vor să-și facă case, care-i preferința lor? Vrem case mari, nu? Ieftină, cu etaje? Ieftină, repede și foarte bună. Să fie repede și ieftin. Și cât de repede le faceți? Le putem face foarte repede, dar nu, repede nu înseamnă tot timpul calitate. Asta e cea mai mare problemă. Și cel mai rău mă doare că oamenii nu să ne aleagă în funcție de ceea ce facem, de rezultatele noastre, aleg arhitecții după preț. Asta mi se pare cel mai dureros. Adică vin și te mai întreabă și pe tine, mai întreabă și pe altul și vor să-și facă o construcție în care o să trăiască toată viața, probabil mai lasă și moștenire. Nu îi mai interesează cum arată și ce calitate va avea aia. Îi interesează că o să dea 30 sau 40 de milioane și mai spun pe ușa de la intrare după aia. La asta nu se gândesc că plătesc mai mulți bani pe o ușă de intrare decât plătesc pe proiectul care le va modela spațiul de trai pentru cel puțin 15-20 de ani de acum înainte. E cea mai mare problemă, nu pot să înțeleg deloc treaba asta. Păi la medic când mă duc, nu întreb, bă, care e mai bun? Că e viața mea, e pericol sănătatea mea și mă duc la care e cel mai bun. Și l-ascult dumnezeiește, omul știe ce spune și fac ca el. Și când fac o investiție, că orice casă va fi o investiție de 70.000, 80.000, minim 100-200.000 de euro, nu? Sunt niște sume pentru care majoritatea muncesc sau își fac credite sau sunt toți banii lor sau au vândut ceva. Investesc niște sume enorme și se raportează când fac proiectul care va cheltui toți banii lor, toată avuția, să fie mai ieftin, acolo pe asta. Și e cea mai mare problemă să-ți alegi proiectul. Știu că vă mai confruntați cu o problemă, voi arhitecții, furtul de proiecte. Acum, din păcate, eu iar urăsc o problemă. Nu e încă legiferat ca să vă puteți proteja? Da, trebuie să te duci să-ți înregistrezi și nu o să ai niciodată timpul și răbdarea să-ți înregistrezi proiectele, dar mai o altă problemă. Și aici, nu te doare aici, când vezi că un alt coleg... Mi s-au întâmplat niște chestii de genul ăsta. Nu muncești așa mult și le-a gata făcut? Dar până la urmă zici, bă, dacă ajung să te copiezi, e bine. Dar sunt bun. Înseamnă că e bine. Da, da. Dacă sunt inteligent, eu fac, tot fac, cam de o altă problemă mare a rezultat din treaba asta, pentru că unii consideră că își găsesc niște poze de pe net și vine și vreau așa. Hai mă, fi serios. Deci le zic, domne, hai vă rog frumos, hai să ne gândim la ce nevoie aveți, hai să vedem terenul, hai să lăsăm la o parte poza aia, o să preluăm din aia niște chestii, dar nu există cum să vii să pui o poză pe masă și să spui că vrei așa. Și tu ai soțul, trei copii, o bunică, un bunic, un cățel și o pisică. Nu putem să spunem că volumetria asta poți să o pun și aici, și aici, și aici, în trei sate diferite, în trei parcele diferite și să se potrivească. N-are cum, este imposibil. Deci fiecare construcție trebuie să se nască ca atare pe acea zonă și să respecte cerințele zonei și da, ce nevoie sunt acolo. Da, observ, face și de educație în privința asta. Mă chinui, mă consum prea tare, că îmi zic colegii de biologie, bă, Alex, o să nebunești în ritmul ăsta, că mă consum, mă cer cu ei, mă supăr. De multe ori, deși spun, eu am problema asta de a spune lucruri pe nume și nu mă ascund, le spun foarte direct și le spun după aia și beneficiarul, că la un moment dat îmi dau seama că zic, bă, ori așa, ori așa, ori lasă mă drag cum pace, dacă nu așa, și după aia spun, să nu te superi pe mine, dar eu sper că îți fac un bine, pentru că de-aia mă plătești. Să fiu ghidul tău în ce vei face. Dacă nu vrei să mă asculți, asta e. Așa și cu arhitectură, ce le place cel mai mult? Ca să ne dăm seama și de gusturile. Sau să vedem cum arată orașul peste 10 ani. Noi avem specific în Nădenia, avem arhitectură foarte frumoasă și din păcate lumea a uitat-o. Mai rar mai găsești beneficiari care îți dau libertatea să preiei elemente, pentru că nu se pune problema să proiectezi ca acum 50 de ani, dar să avem multe elemente frumoase care pot fi preluate și reinterpretate.
să avem un aer comun pe străzile astea, dar sunt foarte puțin beneficiarii care greu, îmi dau. Da, la toate orașele, pentru că numai la Târgu Jiu. Internetul vine cu o mare capcană pentru beneficiari. Îi și ajută, dar și prostește în același timp. Pentru că văd o chestie, le place. Nu e adaptabil aici. Și de multe ori le zic, da, v-ați uitat unde e construită? Că e în Italia. Sau e în Maldive. Nu putem să luăm aia și să o punem aici, nu o să funcționeze. Păi nu că eu așa vreau. Păi vrei, dar nu e ok. Înainte, dacă nu vedeau atâtea, toate au arătat într-un fel. Și eram de asta nu e un lucru bun că mai venim și cu elemente păi da, europene. Să le adaptăm la noi, nu să le preluăm așa fără minte și să iese ce iese. Și... Dar am așteptarea să iese pugul ăla și să se schimbe și orașul nostru în bine. Să se schimbe, să... Nu mai vezi o casă roz, una blu, alta verde. Fel. Mai ales calea eroilor care săraca suferă rău de tot. Și... Ce ați schimbat aici? Dar ce șansă am avea dacă ar intra la UNESCO să nu mai dăm noi autorizații, să ne controleze alții și să nu mai construim cine taie cap. Pentru că dacă intrăm pe lista UNESCO cu calea eroilor, nu mai facem ce vrem. Vom lua vize din Franța sau de unde și va fi ideal. Doamne păi ajută, chiar va fi așa. Mai... Da, cine mai bine așa că... Nu o să vă suporte? Mai mi-asum asta că nu e ok. O grămadă de idoșenii care se întâmplă de-a lungul căi eroilor. Și nu este ok. Trebuie să ne educăm și nu neapărat să venim cu un proiect ăsta e bun și așa să-l facem. Hai să le dezbatem. E un monument de clasă A, trebuie să tot timpul să-l dezbatem. Eu nu înțeleg treaba asta. Cine hotărăște care proiect e bun și gata, ăsta-l facem. Bă, suntem mai mulți aici, hai să ne întâlnim, hai să ne se ceară și nouă părerea. Se iau niște proiecte, se plătește și toată lumea e fericită. A, gata, se mai face ceva. Nu e cea mai bună cale. Hai să vedem dacă îmbunătățim proiectele alea. Să ne dăm mai mulți părerea. Nu înseamnă că eu dacă fac un proiect, gata, e bun. Doamne ferește. Dar dacă îi chem și pe ceilalți, îl vom face mai bun. Nu pot să înțeleg ideea asta de a lua un proiect, a-l pune și gata. Și după aia nici nu mai terminăm. Am stat un timp și mă întrebam ce nu-mi place atunci când intru în orașele din România, când mă plimb. Nu-mi plac intrările și dacă mă întreb sau, băi, ai una apropiată sufletului tău atunci când că ai plecat la București și ai intrat în Pitești sau că ai intrat în Vâlcea sau... Asta nu mi-a plăcut nicio. Nici... Da, nu am una preferată pentru că, na, nu există în opinia mea. Dacă am trage cu ochiul puțin în Uniunea Europeană, am vedea că lucrurile stau altfel, că oamenii s-au gândit mult și la utilitatea locului acela. Să-i dea o destinație, că orice oraș e frumos prin ceva și este potențial turistic. Că un muzeu are o grădină zoologică sau mai știu, fiecare cu ce vine. Dar intrările în orașele din România lasă grab de dorit. Parcă intri în comune, păi în dacă orașe. Luăm de la intrarea în județ, dinspre București până aici și trecem prin niște sate, sunt câteva sate, vai de mine, dureroase, până ajungem în oraș. Deci da, până ajungem în oraș, trecem prin niște sate, ați văzut. Știți la ce mă refer, la casele care n-au... Parcă mai frumoase sunt alea uitate de lume, de 100 absolut de ani care stau să cadă și mai au o prispă, mai vezi ceva rustic. Păi mă duc pe la Schela în sus și așa vedere frumoasă și sunt o grămadă de case părăsite, frumoase, și e o vedere superbă. Mi-aș dori să se facă intrarea prin Schela, de exemplu, decât prin Piștești și ce mai este pe aici. Da. De regulă ați avut proiecte și din mediul rural. Și vă întreb asta pentru că primarii spun că este un aflux acum de tineri care vor case la țară, care vor teren. Și pandemia asta, ați văzut că nu numai ai și actori din marile țări, undeva, un metru de pământ fost, acolo când să eram pui o floare. Eu mai mic era problema că toată lumea vrea apartament și acum vine reversul medalei când toată lumea vrea casă. Pentru că am văzut cât de benefică este o mică curticică să-ți petrece timpul liber, ăla puțin care l-ai, dar să... Am mai folosit termenul prin emisiune, că ne-au strâns pereții acum în pandemie. Da. Și probabil că este și răspunsul felului în care au crescut orașele în ultimii 15-20 de ani. Spațiile verzi au dispărut, locurile de joacă au dispărut. Adică mi se pare șocant să văd că eu, acum de mă jucam, acum 20 de ani, în blocul în care am crescut, erau 5 părculețe. Aveai o grămadă de spațiu verde și acum nu mai e niciun. Unde-s de prin orașe, da. Păi,
atunci e normal că rezultatul ăsta... coborâți pomii așa pe orașe, brân, plopii. Orașe și al nostru mai mult, orașele nu au înțeles că trebuie să ne adresăm pietonului și omului, nu mașinilor. Avem toți mașini, da, înțeleg, și dar să trebuie să găsim natura soluții de prietenă lângă noi, că ea ne pentru ține. Ele și să ne facem nouă un bine, să ne lăsăm spații verzi, să ne lăsăm alei, da, să ne lăsăm avem flori în jardiniere. Locuri. Da. Nu știu. Ca Ferdinand, mirosim acolo, pe terasă. Ne întoarcem un pic la politică și să ne uităm pe scena politică ce e și să mai fiu și puțin rea în emisiunea asta, că tot o terminăm acum și mai sunt câteva minute. Circurile politice care sunt acum pe eșichier, ceea ce se întâmplă în București și dă tonul toată România, când vezi că miniștrii sau primul ministru se ceartă cu ministrul sănătății, nu se mai dă un confort de un întreg așa care are grijă de tine. Românii sunt tot mai supărați, tot mai vitregiți de la blocarea salariilor, a pensiilor care rămân pe loc, ceea ce se întâmplă prin spitale acum. Chiar când am plecat de acasă auzisem că sunt 1000 sau cât, nu, 5000 de cazuri astăzi de COVID și 100 de decese. Deci deși ne vaccinăm, deși purtăm mască, deși suntem în stări de alertă, deși respectăm scenariile, noi creștem și undeva e un semn întrebării și nimeni nu știe unde și de ce. Bineînțeles că avem o situație fără precedent. Nu știm cum să ne adaptăm la ea. Cred că... Adică credeți că PNL-ul iese șifonat din toată treaba asta? Sau... Orice partid ar fi și șifonat, cred că nimeni n-ar avea cum să iese bine din... Nu cred, că până la urmă măcar de-am avea o țară după care să zicem că merge o țară în lumea asta care managerează bine situația, că nimeni nu managerează perfect, să zici da, că uite un exemplu, se... un exemplu demn de urmat. Oricine va ieși șifonat din treaba asta și se vor găsi vinovații, normal să găsim vinovați, pentru că fiecare va avea nemulțumirile lui și nemulțumirile vor crește și... efectele acestei crize economice cred că nici măcar nu de-abia acum încep. Vom avea mult de suferit de la anul, din treaba acum asta. Mai sunt bani, nici nu ne dăm seama. Acum cred că e suportabil. Să sperăm că ieșim mai repede din situația de pandemie, să putem să ne apucăm să rezistăm efectului economic, cum și a fost apoi în să 2008, clădim, să criza din 2008, ați văzut cât de mult ne-a afectat. Cred că de-abia după 5-6 ani începea lumea să-și tragă sufletul. Eu cred că asta va dura mai mult și ne va afecta din ce în ce mai tare. Și ar trebui să reînvățăm să fim umani, să ne mai lăsăm, să mai lăsăm porcăriile astea la o parte, că certuri fără rost. Orgoliile, da, da, da. Și nu pot să judec eu ce se întâmplă în București pe marea scenă politică, dar eu m-am bucurat tot timpul că nu mai are un partid puterea, cum se întâmpla... Bine că n-a fost tot timpul singur, că știu că la PSD faceți referire, dar tot timpul a fost cel în alianță, că a fost cu PNL, în sfârșit e mai, a fost PNL cu PT, mai adică toți au fost pe la, s-au perindat pe acolo. Că vorbeam de faptul că nu mai iese lumea la vot, știți că foarte mulți spun, dar mă duc, dar cu cine să votez? Cei de pe listă, i-a mai votat, n-a da, făcut măcar nimic, să înțeleagă că un vot nedat e câștigat pentru altul. Și asta trebuie să-i motiveze în primul rând, pentru că... Bine, că așa cum a fost hilară situația, că a câștigat PSD pe buletinul de vot și majoritatea au făcut alte partide, adică România se poate orice. Cred că este o situație unică. Da, fără precedent. Până acum, da. Dacă raportăm din 89 încoace, cam așa au stat lucrurile. Ce perspective aveți acum? Care sunt... Și la școală, că abia aștept mai să vin se două vacanțe. Odată școala, că e grân ce asta să intrați online, nu? Da, cu clasele mari, cu a 12 am reușit să facem, pentru că ei trebuie să dea examenul de bacalaureat. I-am mai făcut acum din nou, i-am închis, iară facem. Mie îmi place. Aveți copii de astea care și închid camerele, că am, ce-am auzit pe la părinți, te iei cu una. Eu adică...
Eu tot timpul îi sfătuiesc să țină camera pornită, pentru că e o chestie de bun simț. Nu, dar vin la ore, să zic așa. Chiar dacă sunt acasă, vin la ore. Eu aveam prezență absolută la școală. Eu eram prietenul lor. Eu eram prietenul lor la școală. Sunt altfel de profesor, nu? Nu, niciodată nu se punea problema să lipsească. Mă anunțau dacă chiar avea o problemă, dar nu exista. Am avut tot timpul prezență și niciodată nu luam catalogul. Nu exista să iau catalogul să stric prezența, că veneau toți. Asta e. Dar e mare lucru să ai un profesor să fie de drag. Da, nu, până la urmă asta trebuie să înțeleagă toți profesorii. Că, să fim prieteni. Școala trebuie să fie loc unde... 12 ani, un elev, ăla-i serviciului, să zic să-l așa, formezi. Să-l formezi și să vină cu draca, să învețe bine și tu să ai satisfacția educației lui. Normal. Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de cei și care ne ascultă. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Sunteți o prezență care, la care aflăm multe și aveți o meserie frumoasă despre care se poate vorbi zile în șir. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!